Mulțumesc frumos! A fost o asemenea emisiune atât de frumoasă și atractivă, nu se poate onora decât cu un buchet de flori pentru invitate de onoare. Așa! Leta, te rog. Deci, la mulți ani! Și vă voi pe toate alea bune! Mulțumesc frumos! Lați-mi loc să stăm la vorbă! Da? Vorbim noi acasă! Vorbim acasă! Deci vă uitați la noi. Zice, da, vorbim noi acasă, nu mi-ai zis că mi-aduci flori. Da, da, dar la care casă? La care casă, maestre? Da. Cum s-a petrecut Gheorghe Turda? În familie. Da? În familie. Una din fete, pentru că cealaltă, Văchița, e plecată cu servicii în Austria și n-a putut să participe și din cauza copilului care era la sport cu tatăl lui, așa, și doar cu prima, cu Ancuța, cu cei doi nepoți și cu soțul Ancuței, care iubesc tare mult pe toți. Îi salutăm și noi. E frumos. Da. Nicoleta, te-aș întreba dacă e pregătit de ziua lui o surpriză. Cred că mai mult decât declarația făcută public pe Facebook, a fost un act de curaj, recunosc. Nu m-am așteptat la un asemenea impact, pentru că textul a fost destul de discret, să spun așa. Zici discret? Spre sfârșit doar, deci trebuiau ca cei care au accesat pagina mea să aibă răbdare să parcurgă textul și de obicei oamenii... Imediat caut pagina... Florin, tot nu am documentat. Eu vreau să vă direct la sursă, să dau și un like acolo. Da, pentru cei care nu n-au citit, Nicoleta a postat un mesaj pe pagina ei de Facebook. Intitulat, aș spune eu, va ști lumea ce deocamdată... Nu mă lași să-l citesc eu, nu mă lași! Am eu din gura. Poftim, îmi strici surpriza! Nu strici nicio surpriză, ferească Dumnezeu! Nicoleta Voicu! Ia, search! Să se vede dacă găsim și contul. Contul pe care l-ai scris. Așa cum spui tu, un act de curaj. Dau o mărturisire sinceră și frumoasă pe care ai simțit nevoia să o faci. N-am fi putut să mergem la infinit... Așa, să zicem, să nu se știe. Pe ascuns, să zicem. Pe ascuns, să zicem, deși mergeam public prin natura profesiei. Cam peste tot. Da, eram, da, împreună. Și atunci, pentru a nu a lăsa loc la anumite interpretări, așa, și la discuții subtile, am preferat acest lucru. Mi-am asumat până la urmă. A existat un risc, din partea mea, sincer. Dar ați căzut de comun acord atunci când... Nu știu nimic. N-ați maestră că iauză publice asta? N-am crezut că va face acest pas, Nicoleta, pentru că eu o cunosc foarte bine. E o fată foarte serioasă și în meserie și în activitatea ei profesională, ca să zic așa, nu numai ca artistă și altceva, ce știe să facă. A făcut o facultate, e profesoară, dar vreau să vă spun un lucru. Ea a fost colaboratoarea ansamblului Ciocârlia la Direcția de Cultură, când eu conduceam ansamblu și Centrul Cultural de la Meri. Vreau să vă spun că am și vrut să o angajez, era o criză de munteancă la Ciocârlia atunci, dar s-au blocat chiar atunci, înainte de examen, toate posturile în minister. Wow! Și deci, practic, nu, da, ce nu s-a da, putut a rămas colaboratoarea ansamblului și altor activități din Centrul Cultural. Ce mesaj frumos! Da. L-am găsit, da. O să fac un mic rezumat, că da, nu-l citesc pe tot. Rezumat, scurt. Iubirea s-a născut în toamnă, începe textul, și au trecut multe zile și zilele s-au făcut luni. Iar undeva pe la mijlocul textului scrie așa: eram atât de refractare, refuzuri, atât de multe refuzuri, încât ajunsesem să gândesc că nu-i deloc cinstit. Iar la final scrie: va ști lumea ce deocamdată știm doar noi. La mulți ani, iubire! Ah, ce frumos scrie! E textul mult mai lung, bineînțeles, dar am făcut o spicuire. Învață să primești, a zis-o Adana Baramancea, nu? Da. Din educația de acasă și cred că și din felul meu de a fi un puțin mai sensibilă, nu știu să primesc. Adică din teama de a nu deranja sau de a nu părea îndrăzneață sau nepoliticoasă, prefer să, ca tot ceea ce realizez să fie prin propriile puteri și atunci mi-e teamă uneori să primesc. Dar în momentul în care din partea cealaltă veneau atâtea semne bune. După atâtea refuzuri. După atâtea refuzuri, că aproape... Da, m-am gândit că nu e ok. Deci ori spun da, ori spun nu. Asta spuneam eu mie. Și am acceptat, da, mă gândeam, zic, bate binele la ușa mea. Și eu îl refuz.
Și m-am gândit la, mi-a venit în minte ce îmi spunea Zana, învață să primești. Super. Și eu acum corelat aceste lucruri. M-aș lega puțin de ceea ce ai spus și de faptul că ai pomenit cuvântul ăsta refuzuri. Maestre, a trebuit să insistați așa mai cu putere? Eu aș începe următoarea idee pe care vreau să vă spun pe micul ecran și vouă în mod special. După necazurile vieții mele, după plecarea doamnei Turda, iată că am încercat de vreo 2, chiar 3 ori să-mi refac viața. N-a mers. Și am ajuns la concluzia, și înainte de a accepta, că singurătatea ucide. Ucide, e poate cam dur cuvântul și expresia, ucide. Nu e bine ca omul să fie singur pe pământ. Pentru că, după o experiență atât de frumoasă a vieții mele cu doamna Turda, cu 2 fete frumoase, cu 3 nepoți, cu 2 gineri frumoși ca și copiii mei, cu multă lume, prieteni ai lui Gheorghe Turda din toată lumea. Pentru că eu aparțin lumii, aparțin poporului acest din care eu m-am născut. Și de ce să rămân eu singur să le cânt doar poporului, să cânt lumii și eu să fiu singur? Ați simțit... Da. Și nu e bună singurătatea. Și din aproape în aproape, să zic așa, a venit cine trebuie lângă mine. Ia aminte, nu e bună singurătatea. Dar din când în când așa merge. E bine și o perioadă de asta de... Stai că are Ramona o întrebare aici, fiți atenți că e pregătită pe stânga. Știu că atunci când ați fost în Japonia, aveați o tehnică specială de a consuma ouăle. Vreau să ne spuneți și nouă. Da. Le-a spicuit voi de undeva sau v-a spus o sărică sau cineva v-a spus. Da, în 1987, chiar cu soția, am fost în turneu de referință a ansamblului Rapsodia în Japonia o lună și jumătate. Și acolo erau condițiile foarte interesante, doar ni s-a asigurat micul dejun, masa, prânzul și cina din diurnă. Și ca să facem, ca tot românul, să facem economie la bani, la dolarei, atunci, bineînțeles, noi făceam economie la micul dejun. Breakfastul american, Florine, consta așa. Toate astea, mezelurile de dimineață care se serveau. Dar ouăle se serveau în 3 feluri. Omletă, ochiuri și ouă fierte. Așa. Și într-o dimineață, după vreo 2 săptămâni de turneu, s-a terminat provizele din țară, că doar n-am dus conserve cu noi, dar și pălinca mea și salamul de Sibiu, așa. La un moment dat, tot ansamblu, plecam la Muntele Fuji în ziua respectivă, după ce seara spectacol. Și tot ansamblu, 42 de persoane artiști, am comandat ouă fierte. Pentru că era mai ușor să faci un pachetel cu un sandwich, băgai în borseta sau în geanta al soției și păcăleam prânzul. Și vine managerul și Mr. Turda, dumneavoastră românii, mâncați ouăle cu coajă cu tot? Mr. Turda, rămâneți după pauză cu noi. Mâncați.